colaborarea mea ca și antrenor cu echipa Gazdeta Media și-a luat sfârșit. Am petrecut un an jumate la echipă în care am avut anul trecut rezultate destul de bune și aici mă refer la turul campionatului și echipa până la urmă, în ciuda problemelor financiare, s-a salvat de la retrogradare. Am petrecut momente frumoase, momente grele, am fost împreună. Sigur, acest campionat cu multe schimbări și mulți jucători plecați și mulți jucători nou veniți, a făcut să nu mai avem aceste rezultate. Toată lumea este vinovată de aceste probleme. Nu pot să spun că plec la greu, pentru că dacă era să spun acest lucru, dacă era să se întâmple, plecam anul trecut când echipa era neplătită de 5 luni de zile, am rămas împreună, am salvat echipa și am rămas în picioare. Din păcate, acum drumurile trebuie să se despartă. Sper să fie pentru jucători, pentru ultima etapă, nu prea cred în șocuri, dar poate să fie așa un test de maturitate pentru ei și să fie conștienți în ce situație ne aflăm, că până la urmă ei intră în teren, ei își dau examenul după o săptămână de antrenamente. Eu am făcut împreună cu staful tehnic, împreună cu conducerea, și aici o să revin, am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință pentru a câștiga fiecare meci, chiar dacă am început acest campionat foarte bine și cu o mică două excepție, mă refer la meciul cu Iașu, când am ratat inexplicabil de mult, la meciul cu Piatra Neamț, la fel, am fost condus, dar am revenit și am marcat. Celelalte jocuri în care am avut patru partide în care am condus și n-am reușit să câștigăm sau să pierdem puncte, probabil a făcut ca echipa să-și piardă din moral și totul a culminat cu ultimul meci din campionat în care am pierdut la o echipă care mă câștigase cu nimeni acasă. De ce am zis că mă întorc și mă refer la conducere? Pot să spun că este așa un paradox. Anul trecut, când eram neplătiți, echipa făcea puncte și, sigur, neplătiți din cauza problemelor financiare de la club, care acum s-au rezolvat și suntem la zi cu salariile, nu mai avem aceeași atitudine și jucătorii nu au răspuns cum trebuie. În această cauză, împreună cu cei din conducere, am căzut de acord pe calea amiabilă să reziliem contractul și să ne vedem fiecare de drumul. Eu le mulțumesc celor de aici pentru faptul, în primul rând, că au avut răbdare anul trecut la începutul campionatului cu mine, după care am făcut în tur 27 de puncte. Am lucrat cu niște oameni foarte buni, profesioniști, și le urez baftă pentru că am petrecut un an jumate foarte bun la Medeș.